Aceasta a fost prima seară a Festivalului Național de Creație și Interpretare Mamaia Copiilor. A fost o seară... Sper că nu spui frumoasă. A fost o seară cu mulți copii talentați în concurs și cu multă veselie aici, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța! Dacă nu ați votat încă pentru niciunul dintre ei, mai aveți timp să o faceți. Liniile telefonice sunt deschise până duminică la ora 12. Așadar, să trecem în revistă concurenții celei de-a treia părți a acestei seri și numerele lor de intrare în concurs. Trimiteți SMS la 1381 cu textul 23 pentru Mădălina Cernat. 24 pentru Denisa Pârvu. 25 pentru Mara Căptaru. 26 pentru Carina Elena Olteanu. 27, dacă vă place, Vanessa Marzavan. 28 pentru Patricia Casandra Ciubotaru. 29, Miruna Pânzaru. 30 pentru Buza și Patrick. 31 pentru Ana Stănciulescu. 32, dacă v-a plăcut, Miruna Gavriș. Și cum este un festival de muzică, nu ne putem despărți altfel decât pe ritmurile muzicii lui Dumitru Lupu. Mamaia Copiilor, în interpretarea corului pentru copii, Sunetul Muzicii, condus de doamna Cristina Manoliu Săvurescu, în coregrafia trupei Dynamic, sub îndrumarea Paulei Ionescu. Ne vedem mâine seară la aceeași oră. Noapte bună tuturor!